Noi credem că în secolul 21 ne descurcăm fără această carte antică, fără uh, aceste principii. Știți ce șanse avem fără cuvântul lui Dumnezeu? Zero. De fapt, orice poruncă pe care Dumnezeu o dă, este ca noi să funcționăm la parametrii maxim. Fără cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem nicio idee, niciun ghidaj. În momentul în care ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră va înflori. Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu am intrat în uh, nu doar într-un nou an, ci într-un nou deceniu, într-o nouă decadă a acestui secol. Și vrem să vorbim în acest an despre domeniul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Eu m-am pregătit cu o primă lecție și pregătindu-mă mi-am dat seama cât de mare este domeniul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Eu am vrut cumva să vorbesc despre tot, dacă e posibil, în vreo 25-30 de minute. Dar în această dimineață, ceea ce o să fac este doar să iau un colț din acest tărâm numit împărăția lui Dumnezeu și să desțelene, să dau iarba aceea la o parte și să înțelegem, dacă e cu putință, măcar trei lucruri în această dimineață despre uh, împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Geneza, capitolul 1, începând de la versetul 26. Geneza, capitolul 1, versetul 26, și să citim de acolo câteva versete. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor celor și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Domnul s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Păi invit să ocupăm locurile. Dragii mei, am citit din Constituția lui Dumnezeu și aș vrea să ne familiarizăm cu acest termen. Una dintre cele mai, dacă nu chiar cea mai mare desfășurare de putere pe care Dumnezeu a făcut-o pe fața Pământului. Și dacă mergem mai în urmă, citim și în celelalte zile dinainte, cum Dumnezeu a făcut, a separat uh, apele de sus de cele de jos, cum Dumnezeu, făc, Dumnezeu a făcut aștri. Dragii mei, în acest capitol, în, în, în capitolul 1 și capitolul 2, găsim cea mai mare desfășurare de putere a lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, spune și un verset extraordinar care l-am găsit, Psalmul 115, versetul 15 și 16. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și citim asta de multe ori. Dar versetul 16 continuă așa. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu știu cum ar fi proporțional să comparăm tot ceea ce Dumnezeu a făcut ca și galaxii, ca și astre, comparat cu ceea ce avem noi pe pământ. Dar dați-mi voi să vă spun cât de mare este inima lui Dumnezeu, ca o parte din mare aceasta creație. Dumnezeu să spună o dau al cuiva. O dau al cuiva. Dumnezeu să numească uh, o persoană, un om numit Adam, ca și regent, ca și înlocuitor peste această Creație extraordinară. Vă dați seama cât de mare, cât de bună este inima lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ia unul dintre cele mai frumoase lucruri care le-a făcut vreodată, pământul acesta. Și noi ne minunăm de pământul acesta chiar și astăzi. Imaginați-vă cum era înainte de păcat. Și Dumnezeu să îl dea unui om. Dumnezeu spune: Eu o să rămân cu cerurile, dar vreau să dau pământul lui Adam. Și știți, după ce ei păcătuiesc, începe, dacă vreți, cea mai mare căutare a lui Dumnezeu, căutarea după oameni. Căutarea după oameni. În Isus Hristos, domeniul pe care l-a pierdut Adam, Isus Hristos a început încă o dată să exercite aceeași putere. Isus a fost stăpân peste peștii din mări. Știți asta? Isus a fost stăpân peste elementele naturii, știți asta? Isus Hristos la Golgota a câștigat încă o dată același tărâm, un tărâm care în urma lui Adam, în urma păcatului lui, s-a instaurat moartea. A câștigat din nou același tărâm, ca peste acest tărâm să domnească Harul lui Dumnezeu. Harul despre care spunea Nicul, Harul despre care putem să mărturisim fiecare dintre noi. Dragii mei, noi trăim în această stare de har. În această stare de har, Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre noi, nu doar să fim parte a împărăției lui Dumnezeu, ci cu fiecare dintre noi, Dumnezeu vrea să lărgească împărăția lui. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să fim parte a acestei lărgiri. Noi nu trebuie să ne mulțumim doar cu faptul că noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem biserica lui, și noi ar trebui să stăm pe gânduri Doamne, oare cum să mai câștig pe lângă mine încă pe cineva care să facă acest paș în împărăția ta. Și sper că acesta în 2020 uh, unul dintre lucrurile cele mai importante în viața noastră personală și familiară să fie acesta. Doamne, cum să mai câștig pe cineva pentru tine? Cum să mai câștig pe cineva pentru tine? Avem timp ca să câștigăm oameni pentru Dumnezeu. O venit odată un om din ăsta, din China, așa, cu plete și cu barbă, foarte, foarte înțelept, în Statele Unite. Și o venit la gazda lui, trebuia să țină niște lecții din astea, nu știu, știți voi acolo, înțelepciune din asta chinezească. Și i a spus gazda, dacă ne grăbim repede, o să salvăm trei minute cu, cu... Dacă alergăm un pic, o să salvăm trei minute. Ca să prindă ei un bus care era un pic mai repede. Dar omul ăsta înțelept a spus, bun, salvăm trei minute, dar cu astea trei minute ce facem? Noi salvăm multe minute, dar după aceea le scăpăm printre dregetele, le irosim. Dragii mei, dacă noi am pune niște priorități clare și câștigarea de oameni ar trebui să fie una în topul priorităților noastre, Dumnezeu ar putea să schimbe felul în care biserica noastră arată și numărul care Dumnezeu uh, îl are deja de oameni în împărăția lui. Dumnezeu poate să lărgească această împărăție. Domnul să ne ajute să facem asta. Unul dintre lucrurile care vreau să vi le spun este că în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să cunoaștem care este locul nostru și care este locul lui Dumnezeu. Noi, ca și oameni, suntem foarte importanți în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut și animale, care nu sunt la fel de importante. Dumnezeu a făcut și îngeri, care nu sunt la fel de importanți. Dar Dumnezeu a pus în noi ceea ce citeam, chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu fiecare dintre noi îl purtăm. Spune Cuvântul lui Dumnezeu să facem om după chipul nostru. Asta sună, îmi sună mie ca și o concluzie. Ca și o concluzie. Nu că s-au strâns acolo și, bun, facem chip. Între tatăl, fiul și Duhul Sfânt a fost acolo o discuție. Oare cu ce să umplem pământul? Oare cine să stăpânească peste el? Și concluzia este aceasta. Vom face pe cineva, vom face un om care să stăpânească peste ceea ce eu am creat. Și această stăpânire, dacă vreți. Dumnezeu a adus-o până la noi astăzi. E adevărat că creația este, virgule, creația este afectată. Dar noi ar trebui încă astăzi, în Isus Hristos, să domnim în viață. Să fim biruitori în viață. În această dimineață, dacă dați-mi voie să vă spun că, în prima parte, simțeam așa o, o, o împovărare foarte mare. Nu știu dacă ați simțit-o și dumneavoastră. Și cumva eram deranjat. Doamne, de ce nu putem măcar să avem un nivel de decent, decent de rugăciune? Doamne, oare ce ne lipsește ca să ne deschide minima înaintea ta? Nu știu dacă ați simțit asta, dar eu practic am fost deranjat de asta și mi-a atribuit și eu partea mea de vină. Dragii mei, cu multe binecuvântări ne-a binecuvântat Dumnezeu. Nu știu ce mai poate Dumnezeu să ne dea, care să ridice starea noastră. Dragii mei, cred că trebuie să căutăm tot mai mult și tot mai mult fața lui Dumnezeu. Eu cred că acolo e secretul. Fața lui Dumnezeu e secretul. Ceea ce aș vrea să vă spun despre om este că omul pe lângă că echipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pe lângă toate celelalte ființe, Dumnezeu a mai pus în el uh, natura aceasta de a ne conecta cu Dumnezeu, de a ne închina Lui, de a recunoaște. Dumnezeu ne-a înzestrat cu niște emoții cu care să ne conectăm unii cu alții, cu o minte prin care să facem rațiune și judecăți. Dar cel mai important, dragii mei, este ca noi să ne conectăm cu Dumnezeu. Și dacă vreți, toate religiile care sunt pe, pe, pe fața Pământului, Religia în sine nu este uh, un punct finit, este o căutare. Noi, ca și oameni care am pierdut împărăția, dorința noastră este din nou de a face parte din acea împărăție. Dorința noastră este de a fi din nou ceva a rămas din Adam în noi. Adam era omul împlinit, era omul satisfăcut 100%. Noi căutăm să fim împliniți, dar orice avem pe acest pământ ne satisface până într-un punct. În împărăția lui Dumnezeu și când Dumnezeu se află ca și stăpân, ca și împărat, atunci viața noastră este cu adevărat plină. Până în momentul acela este doar un drum, este doar un parcurs, este doar o căutare. Dar bucuria aceea totală nu se poate realiza decât în Dumnezeu. Noi avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și căutarea noastră de multe ori poartă numele de, de, religie. Dar de fapt, noi, în noi, este sădit gândul acesta al împărăției. Noi am fost creiați pentru ceva. Și alți oameni își rosesc toată viața pe acest drum, negăsind, negăsind lucruri pentru care au fost creați. Noi am fost creați pentru o împărăție. O împărăție în care noi avem un rol important. Dar o împărăție în care domnește Dumnezeu și El este primul. De aceea rolul este acesta, Dumnezeu este pe locul întâi. Iar Dumnezeu pe noi oamenii ne-a făcut în chipul și asemănarea Lui, slăvit să fie El pentru asta. În al doilea rând, ce aș vrea să vă spun că în împărăția Lui Dumnezeu, pe lângă rolul Lui Dumnezeu și rolul nostru, un al doilea lucru care este foarte important este acesta de a citi, a studia și a, a ne lăsa viața noastră guvernată de cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu asta? Început de an, dragii mei, și ar trebui să, înnoi, să înnoim căutarea noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este manualul vieții noastre. Este manualul vieții noastre. M-am gândit în timp ce mă pregăteam, dacă noi am investit o sumă mare pe o mașină, să zic... Costă o mașină, nu știu, 70.000 de euro. Și vine uh, manualul acela de funcționare. Noi, sigur, suntem ocupați, nu avem vreme să citim, dar deschidem acolo un pic de curioși și zice, cum să asiguri ca mașina aceasta să meargă 50 de ani? Sau motorul să meargă 50 de ani, să spunem așa? Mă bun, mă interesează motorul să meargă 50 de ani. Deschid repede, îi un pic de citit și spune acolo ca motorul să meargă 50 de ani va trebui să bași de fiecare dată uh, ulei de care să zic, sintetic, sintetic castro, nu, nu, ne nu lucrăm cu, fără firme, n-am precizat firma la mașină, nu precizăm nici la ulei. Uh, ulei sintetic, 50 de ani. Dacă vom folosi orice altceva, va funcționa între 3 sau 5 ani. Unii s-ar putea să se enerveze pe. De ce este aici o poruncă? Eu deja am plătit o sumă de bani, de ce să-mi spune cineva cum să funcționeze? Dragii mei, noi când vedem reguli și porunci, nouă ni se pare că cumva suntem îngrădiți. Că noi nu mai avem libertatea care credem că ni se atribuie și ar trebui să o avem. De fapt, orice poruncă pe care Dumnezeu o dă, este ca noi să funcționăm la parametrii maximi. Aș vrea în această dimineață lucrul acesta, dacă am putea să rămânem cu el, m-aș bucura enorm de mult. Orice poruncă, orice lege, orice sugestie, orice vine din partea lui Dumnezeu, nu este să ne restrângă, este să ne dea libertate, este să ne facă să funcționăm perfect, dacă vreți care nu ar alege ca să aibă o mașină să meargă bine decât să fie în serviciu la fiecare câteva zile. Noi nu ar trebui să fim ofensați când frații ne spun ar trebui făcut asta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește de împre, despre împărăție, trebuie să vorbim despre împărăție. Însă noi î, facem așa, aproape depresie când auzim încă o poruncă, încă o poruncă, încă o poruncă. Aș vrea să nu ne uităm ca la porunci, aș vrea să ne uităm ca la o idee, ca la un principiu, ca la o poruncă a lui Dumnezeu care vine să ne facă să înflorim, să ne descătușeze, să ne elibereze. Dragii mei, noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, să-l aplicăm ar trebui să ne gândim și să ne uităm în viețile noastre cât de bine binecuvântați suntem până în momentul de față pentru că ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Mi s-a dat ca să văd în mai multe cazuri oameni care au umblat cu Dumnezeu și oameni care nu au mai ascultat de Dumnezeu. Au ascultat, au aplicat planul lui Dumnezeu, poruncile lui, principiile lui până într-un punct și după aceea să se lase complet. Știți ce s-a instaurat acolo? Știți în România când aveam pământ, fiecare și îngrijea bucățica aceea și era totul așa de frumos. Tăiam iarba la timp, culegeam la timp. Dar când nu-i nimeni acolo să, să, să se îngrijească, se face așa urât, se împădurește. Dragii mei, principiile lui Dumnezeu sunt puse în viețile noastre ca să, ca să aducă ceva plăcut la vedere. Familiile noastre sunt binecuvântate atâta timp cât noi rămânem în legea lui Dumnezeu, în porunca lui Dumnezeu. În momentul în care noi credem că știm mai bine, noi credem că în secolul 21 ne descurcăm fără această carte antică, fără aceste principii, dați-mi voi să vă spun că noi mergem spre haos. Știți ce șanse avem fără Cuvântul lui Dumnezeu? Zero. E ca și cum noi am zbura undeva și numai să zic că dintr-o dată pilotul de avion, auzi, Adi Pop, hai tu și aterizează tu avionul acesta. Fără cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem nicio idee, niciun ghidaj. Dragii mei, mulțumim Domnului în această dimineață pentru cuvântul Lui. El este Cel care ne ține în aer, El este Cel care ne dă lumină, El este Cel care ne dă siguranță. Nu putem face nimic pentru El. Și Cred că ceea ce spunea Nicu cu suma de bani este o comparație extraordinară. Oare cât de mult prețuim cuvântul lui Dumnezeu? Ați văzut vreodată o persoană care să se oprească din a citi cuvântul lui Dumnezeu și viața lui spirituală să crească? Ați văzut? Opusul aproape e valabil de fiecare dată. Dacă noi ne îndepărtăm de el, domenii ale vieții noastre vor scădea, se vor prăbuși și viața noastră încetul cu încetul o va la în jos. În momentul în care ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră va înflori. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, dragii mei, trebuie să mai facem un lucru. Va trebui să iubim și să servim umanitatea. Suntem gata pentru asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte, capitolul 17, așa. Spune Pavel, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. Vorbea aici a grecilor din Atena. El nu este slujit sluji de mâini omenești ca și cum ar avea trebuințe de ceva. El care dă viața tuturora, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți din trunul să locuiască pe toată suprafața pământului. Și aș vrea să avem în vedere acest lucru. Toți oamenii ieșiți din trunul. Dacă noi avem ceva diferit, este pentru că îl avem pe Isus Hristos. Fără Isus Hristos, sau totuși chiar cu Isus Hristos, noi suntem la același nivel, noi suntem într-o arecare măsură frați cu toți oamenii de pe terra. Toți avem chipul și asemănarea lui, toți avem chipul lui Dumnezeu, toți, toți am fost creați de Dumnezeu. Grecii spuneau, nu, noi suntem cei mai deosebiți. Zice, noi suntem înțeleți, restul barbari. Iudeii spuneau, nu, nu, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem tăiați în prejur. Ceilalți sunt neamuri, ceilalți sunt samariteni, ceilalți nu-l cunosc pe Dumnezeu, ceilalți sunt păgâni. Noi românii credem că noi suntem cei mai speciali. Zicem, noi suntem buni la toate, noi ne descurcăm în orice situație. Noi pentecostale, noi zicem, noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai buni dintre toți evanghelicii. Dar ce mi-ar trebui să avem în vedere că noi cu toții venim din Dumnezeu. Și dacă există ceva care să fie diferit în viața noastră, este Isus Hristos care ne-a făcut diferit și ne-a pus într-un loc în care să fim partea împărăției lui Dumnezeu. Dar nu este un lucru al nostru, este un lucru pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Este un lucru cu care nu ne putem lăuda, este un lucru pe care l-am primit. Când Adam a păcătuit, a început, dragii mei, cea mai mare căutare a lui Dumnezeu. Căutarea după oameni. Chiar aș vrea să citesc. Geneza, capitolul 3, versetul 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Gândiți-vă numai la acest gând. Dumnezeu plimbându-se printr-o grădină. Oare noi putem să învățăm ceva de aici? Oare Dumnezeu nu era destul de ocupat? De ce-și găsea timp? Și omul și nevasta s-au ascuns, ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dacă ne lipsește ceva nouă ca biserică, nouă ca copia lui Dumnezeu, aș vrea să priori, prioritarizăm în această dimineață căutarea feței lui Dumnezeu. Când noi pierdem din vedere fața lui Dumnezeu, începe să ne ascunde prin pomii din grătină. Dumnezeu spune că în cuvântul lui că toți pomii care i-a creat erau buni, în afară de unul singur vom pune lucruri în viața noastră, lucruri bune, lucruri care vin de la Dumnezeu. Dar aceste lucruri îl vor înlocui pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, în primul rând, căutați fața mea. Căutați fața mea. Ca noi să prindem un val de putere în acest an, va trebui în primul rând să căutăm fața lui Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni. Dumnezeu cred că în biserica noastră are oameni. Și cred că această biserică Dumnezeu vrea să o mulțească și eu cred că la Dublin Dumnezeu vrea să se folosească de noi pentru a alergi împărăția lui Dumnezeu. Haideți să căutăm fața lui Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu ne poate învăța rând pe rând pe fiecare ce trebuie să facem, timpul în care trebuie să facem ca împărăția aceasta frumoasă să sporească, să fie întărită. Pentru că într-o zi Dumnezeu va face toate lucrurile noi într-o zi Dumnezeu își va lua toată autoritatea de pe acest pământ. Noi putem să fim partea împărăției lui Dumnezeu, dar nu o să fim o împărăție perfectă, pentru că moartea încă domnește aici. Mai există boală, mai există necaz, mai există încercare, există conflict. Noi vrem să avem relații de pace cu toți, dar sunt unii care nu vor să aibă relații de pace cu noi. Dar într-o zi Dumnezeu va face lucrurile noi cum erau la început, Dumnezeu va face încă o dată, ca să fie această armonie în natură. Sunt lucruri care noi acum nu le vedem. Dar vrem să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile care El într-o zi le va face în noi. Dar până atunci, căutarea lui Dumnezeu cea mai mare este după oameni. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne alăturăm acestei căutări și El să ne binecuvinteze în ea. Amen.